Bună ziua! Vă salut astăzi la un nou eveniment din seria You Debates Cafe. Eu mă numesc Mihai Mogâdea și sunt lider al programului Europenizare din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene și astăzi suntem aici pentru a discuta despre un subiect de actualitate și anume dinamica și ultimele evoluții pe marginea așa numitului dosar al plăcuților neutre. Așa l-am numit noi pentru că se referă la un subiect un pic mai îngust ce ține, propriu-zis, de dosarul soluționării conflictului transnistrean. Și astăzi vom discuta despre aceste ultime evoluții, dar și perspectivele care există pe termen scurt și mediu pentru avansarea și pentru atingerea obiectivelor stabilite către autoritățile noastre. Trebuie să menționez la început că acest eveniment este organizat de IPRE în parteneriat cu portalul zonadesecuritate.md și cu suportul Fundației Hans Seidel. Iar astăzi, alături de mine, o salut pe colega și co-moderatoarea mea, Irina Tabaranu, care este jurnalistă la portalul zonadesecuritate.md. În același timp îi salut și pe distinșii noștri vorbitori. Îi avem alături pe doamna Cristina Lesnic, ex-viceprim-ministru pentru reintegrare. De asemenea, este alături de noi domnul Alexandru Flenchea, și el fost viceprim-ministru pentru reintegrare, domnul Ion Manole, director executiv Promolex, și ulterior, un pic mai târziu, se va conecta cu noi și Andrei Popov, șeful Direcției Cooperare Multilaterală din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Trebuie să menționez că la acest eveniment au fost invitați și reprezentanții Biroului pentru Reintegrare, dar din cauza agendei încărcate, aceștia nu ne-au putut onora cu prezența. Dar să sper eu ca cel puțin domnul Popov să asigure prezentarea viziunii autorităților și ultimele evoluții pe marginea acestui dosar, ultimele evenimente care au avut loc în perioada august-septembrie curent. Evenimentul de astăzi este structurat în două sesiuni, două paneluri a câte 40 de minute, în care vorbitorii vor avea posibilitatea să se expună pe marginea întrebărilor adresate de către mine și de către Irina, un prim panel în care fiecare vorbitor va veni cu intervenții de 8-10 minute, oferind o abordare, o prezentare mai generală a acestui subiect și un al doilea panel cu întrebări și răspunsuri mai succinte, în care urmăritorii noștri, urmăritorii acestui eveniment, vor putea și ei să ne transmită întrebările lor pentru ca noi eventual să le preluăm și să le adresăm vorbitorilor, atâta timp, desigur, cât ele țin de subiectul abordat astăzi. O să închei această sesiune introductivă, menționând faptul că noi suntem și online, evenimentul este transmis online, pe paginile privesc.eu și realitatealive.md și în același timp evenimentul este transmis online pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră atât pe pagina IPRE cât și pe pagina privesc.eu unde este un chat lângă eveniment unde puteți plasa întrebări și comentarii. În această ordine de idei, eu zic să dăm startul discuției de astăzi și aș dori să încep adresând și oferând cuvântul doamnei Cristina Lesnic. Doamna Lesnic a fost viceprim-ministru pentru reintegrare în perioada în care practic au fost finalizate negocierile pe mențiunea semnării protocolului ce a stabilit practic reperele pentru procesul de matriculare a vehiculelor cu așa numitele numere neutre și totodată a stabilit și regimul de circulație în baza acestor numere. Și aș dori să o întreb pe doamna Lesnic un pic să ne vorbească despre, să ne prezintăm un scurt istoric, de fapt,
Pe dimensiunea acestui dosar, legat de negocierile pentru semnarea protocolului și să ne vorbească un pic despre rezultatele care au fost așteptate atunci când a fost semnat acest protocol și față de rezultatele care au fost obținute până în prezent, eventual dacă există anumite discrepanțe între așteptări și situația curentă. Vă rog, doamna Lesu. Bună ziua și vă mulțumesc, stimați colegi, stimați cetățeni, mă bucur și pentru această platformă de discuție care s-a contrat în jurul unui subiect care, de fapt, este unul începând cu un anul 2017, probabil că a fost și discuția anterior, dar, de fapt, incorporarea sau ancorarea acestui subiect a reieșit și din documentele care au fost de negocieri în anul 2017, care au fost semnate și care au fost convenite inclusiv în formatul 5+2. Deci trebuie să menționez că exact în perioada în care am fost desemnat în calitate de viceprim-ministru pentru reintegrare, mi-a fost atribuită această misiune pentru că documentele deja erau semnate și erau foarte multe așteptări cu privire la faptul că să găsim o soluție, dar o soluție viabilă, discutată și care să fie funcțională. Deci aceste discuții au pornit în cadrul unui grup de lucru care a fost contrat de fapt între Chișinău, Tiraspol, dar și cu participarea misiunii OSCE la Chișinău. Cred că au fost foarte multe discuții. Nu cred că mai există în istorie, că într-un interval atât de scurt, și cred că colegul meu, domnul Flenchi, o să reconfirme acest fapt, în care am avut discuții punctuale, practic în fiecare săptămână. Dacă nu greșesc, au fost peste 16-30 de ședințe și la Chișinău și la Tiraspol, în care am încercat să elaborăm un mecanism cu participarea tuturor autorităților implicate în proces, începând de la Ministerul Afacerilor Interne, Agenției Servicii Publice, Serviciul VAMAL, colegii de la Biroul Politicii de Reintegrare, deci foarte multe instituții care au fost implicate în acest proces, Biroul Migrație și Azil, pentru a desena un mecanism care să fie aplicabil în practică. Vreau să vă zic dumneavoastră că acest mecanism de fapt este unul benevol. Deci a nu confunda faptul că cetățenii din stânga Nistrului, deci sunt obligați să preia aceste numere neutre, este un mecanism benevol care le permite o opțiune de fapt și această soluție urmează să fie pe bază testată cel puțin și implementată pe o perioadă de 2 ani, așa cum a fost indicată în legea 170 din anul 2018, după care a fost extinsă încă pentru 2 ani de zile. Deci scopul acelei decizii protocolare se referea nemijlocit la grupul de persoane sau cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în stânga Nistrului, și în special pentru a-și înmatricula și avea acces în traficul rutier internațional pe baza convenției la care Republica Moldova este parte. Acest mecanism se referea la persoanele care nu desfășoară activitate comercială și în special pentru acele persoane care până la data încheierii deciziei protocolare nu aveau număr de matriculare a Republicii Moldova. Ce ar fi însemnat aceasta pentru noi? Noi am reieșit din anumite probleme și conjunctura care exista era de fapt că foarte multe mașini care erau în trafic rutier, deci nu puteau fi depistate sau de către angajații Ministerul Afacerilor Interne, în cazul în care comiteau anumite încălcări, în cazul în care erau accidente rutiere, pentru că noi niciodată nu cunoșteam cine este posesorul sau proprietarul acestui mijloc de transport și era foarte greu să identifici totuși cine este persoana care de fapt va purta răspundere în cazul în care se întâmplă ceva. Doi la mână, noi cunoșteam foarte bine că circulația autovehiculului cu numere transnistrene era de fapt limitată până la o anumită etapă pentru Ucraina și Federația Rusă, deci pentru alte traversări ale frontierei de stat, practic era imposibil. Deci scopul nostru și impactul la care noi ne-am așteptat este că toate mașinile până la data încheierii acestei decizii protocolare să fie de fapt ținta noastră de bază în care să le găsim o soluție pentru a reveni în câmpul legal al Republicii Moldova, în cazul, deci pentru ca Agenția Servicii Publice să cunoască exact cine este posesorul și proprietarul acestui mijloc de transport și, de fapt, ca funcționarii Agenției Servicii Publice să participe la procesul de rematriculare. Vreau să vă zic cu dumneavoastră că, de fapt, în cadrul acestui proces au fost luate elementele și de securitate în calcul,
ceea ce viza ca toate autovehiculele care au fost aduse până la acea etapă să poată fi verificate prin rețeaua Interpol și în cazul în care mașina era depistată ca fiind furată sau anumite elemente ce țin de securitatea autovehiculului erau depistate în acest proces, atunci partea transnistreană se obliga, conform acestui angajament, să returneze acest mijloc de transport. Deci partea documentului este parte componentă acestei decizii protocolare, lucrul la care s-a discutat foarte mult și era un element în care Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea că toate mașinile care erau cu probleme anumite de ordin legal urmea să treacă în posesia fie firmelor de asigurări sau fie inclusiv către proprietarul care a dat în căutare acest mijloc de transport. Mașina nu era rematriculată în momentul în care nu trecea acest filtru și noi am convenit acest aspect legal că toată lumea se conformează noilor rigori pentru securitatea Republicii Moldova. Noi nu ne-am dorit ca acest mecanism să pună cumva într-o lumină proastă, dacă doriți, autoritățile naționale de a rematricula aceste mijloace de transport. Un alt avantaj acestui mecanism era că vor fi deschise două oficii care de fapt și sunt la momentul actual în partea stângă a Nistrului, cu participarea și delegarea reprezentanților Agenției Servicii Publice pe malul stâng al Nistrului, în care vor participa la procesul nemijlocit de rematriculare. De fapt, prin această procedură, colegii de la ASP, și astăzi avem câteva date pe care eu cel puțin pot să le operez din comunicatele oficiale care le-au furnizat Biroul Politicii de Reintegrare, noi avem circa 5500, dacă nu, poate Alexandru și poate să mă corecteze, cu privire la autovehicule cu numere neutre, dar avem în același timp și un alt fenomen care ține de permisele de conducere, pentru că preschimbarea acestor permise de conducere presupune și atribuirea unui caracter legal al posesorului, a persoanei care de fapt și conduce mijloacele de transport. Dumneavoastră cunoașteți că au fost foarte multe presiuni și multe discuții de a rediscuta subiectul permise de conducere. Cred că nimeni din cei care sunt am fost, începând cu 2018 în acest proces, noi nu am acceptat ca subiectul de permiselor de conducere să fie subiectul pe agenda dintre Chișinău și Tiraspol, lucru care a fost pentru noi o linie roșie, pentru că așa prevede Convenția de la Viena și așa urmează să fie, să corespundă statutul legal al persoanei respective. De la mână, noi am prevăzut că în cazul în care vom ajunge la această situație, este să rediscutăm inclusiv și posibilitatea aproximării taxelor vamale pentru mijloacele de transport, care trebuie să fie o etapă de viziune, de perspectivă în cadrul acestui document. Ce pot să zic eu? Pentru mine, impactul final acestei decizii protocolare este un document care este funcțional, de la mână de lucruri respectiv, nu trebuie privit doar din prisma numărului de mașini care sunt înmatriculate sau rematriculate, dar trebuie să priviți și prin prisma faptului câte traversări și câte frontiere de stat sunt cu aceste mijloace de transport, de la mână că noi prin acest mecanism de fapt nu îi prescriem un comportament anumit cetățeanul, ci din potrivă îi lăsăm această oportunitate să leagă între numerele care sunt legale în sistemul Republicii Moldova. Dacă vor fi întrebări, eu sunt gata să răspund la ele, dar ceea ce trebuie să menționez că atunci când au apărut în spațiu public mai multe informații cu privire la acest subiect, sigur că noi cei care am fost am participat, pentru că și eu la acea etapă în poziția mea și Alexandru de fiind implicat în acest proces, deja fiind partea misiunii OSCE, cunoaștem ce discuții am purtat, ce am încercat noi să facem, cum am putut să includem în câmpul legal toate elementele ce sunt de verificare a persoanei respective, dar și să ne raliem la perspectiva de securitate în care urmează să fie sau să se încadreze aceste persoane și autovehiculele sale. Deci am să mă opresc aici foarte puțin și am să spun doar că din ceea ce este astăzi, avem pentru anul 2021 aproximativ 12.000 de permise preschimbate. Eu cred că este o cifră care spune deja că persoanele din stânga Nistrului își doresc să fie cu documente și acte în regulă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Lesnic. Eu sper că am oferit cel puțin anumite explicații, poate pentru urmăritorii noștri care nu cunoșteam un pic despre istoricul acestui dosar și eu cred că este important ca să pornim de la aceste aspecte.
ca ulterior să dezvoltăm un pic discuția pe alte elemente. Cu siguranță revenim la unele aspecte menționate dumneavoastră, dar acum aș dori să-i ofer cuvântul domnului Alexandru Flenchea. Domnule Flenchea, practic acum când urmărim discuțiile din spațiu public legate de acest subiect, sunt trei actori pe marginea cărora și pe marginea poziției cărora avem ce discuta. Vorbim despre autoritățile guvernamentale din Republica Moldova, partea transnistreană, care are propriul punct de vedere, și autoritățile de la Kiev. Eu aș dori ca dumneavoastră eventual să veniți cu o scurtă prezentare a viziunii fiecărui actor pe marginea acestui proces, care au fost liniile de dialog, de negociere eventual, și provocările curente în discuțiile propriu-zise cu partea transnistreană și autoritățile de la Kiev. Mă refer, evident, la perioada post-2016, atunci când s-au intensificat discuțiile pe marginea acestui dosar. Bună ziua, mulțumesc! Trebuie să înțelegem, să cunoaștem, de fapt, motivația fiecărui din actorii pe care ați numărat și interesul și ce a avut de câștigat fiecare din ei. Pentru că de ce s-a întâmplat în genere așa că în 2018 și noi știți Raspul a lucrat atât de intens și atât de intens susținut de partenerii de G+2 prin expertiză și financiar și de ce s-a investit atât de mult în toate părțile, așa de multă energie, atât de multe ore de muncă și așa de multe resurse intelectuale, foarte mult de toate părți. Și de ce a fost asta posibil? Pentru că așa s-a întâmplat că fiecare cu motivația lui, dar au coincis interesele, rezultatul final. Să fie așa un acord, să fie așa o înțelegere, să fie așa un mecanism de reînmatriculare sau înmatriculare legală, dacă vreți, a mașinilor din Transnistria. Și am să las Chișinău la urmă să explic ce a avut de câștigat, care a fost interesul Chișinăului sau cel puțin percepția mea care a fost interesul Chișinăului, dar ce a avut de câștigat Chișinău. Pentru Tiraspol și-au făcut ei calcule că uite, putem prezenta ca un progres pentru proprii noștri oameni locuitori ai regiunii, putem să prezentăm că uite ce am obținut pentru voi, libertate de circulație în toată lumea. Ok, până la urmă nu contează. Eu sunt de părere că nu contează care e motivația internă a omului atâta timp cât ceea ce face este corect. Deci dacă la momentul cel în 2018 decidenții de la Tiraspol au hotărât să meargă peste cale și să realizeze această înțelegere cu Chișinău, treaba lor de ce au făcut, e important că s-au mișcat în direcția corectă. Oamenii, să nu uităm de oameni, pentru că tot un stakeholder, dacă vreți, beneficiari nemijlociți, locuitorii regiunii, au avut și au de câștigat și mai mult pe viitor, pentru că chiar dacă în anumite condiții până săptămâna mai trecută puteau călători în Ucraina, de acolo în Rusia, cu plăcuțe încă transnistrene, asta nu înseamnă că totul era bine pentru ei. Pentru că și fiind clădirea mare, piața mare de nervi naționale 1, dar și până atunci, după asta, primeam petiții și plângeri de la oameni din Transnistria, care în regiunea Odessa sau în regiunea Kiev, mereau un accident și chiar nefiind vinovat de comiterea accidentului, nu își puteau primi despăgubirile. Pentru că companiile de asigurări refuzau achitarea daunelor pe motiv că automobilul nu avea matriculare legală, pe motiv că nu avea o revizie tehnică legală. Deci nu învățăm noi companiile de asigurări cum să facă să nu plătească banii. Problema de fapt a existat. Mereu a existat. Uite, această GZ protocolară, acest mecanism a rezolvat foarte multe probleme. Kiev, care a fost interesul Kievului, de fapt, autoritățile de la Kiev încă mult înainte de 2018
au semnalizat foarte clar că situația pe care au tolerat-o timp de decenii, deci încă de la destrămarea Uniunii Sovietice, în momentul în care au apărut plăcuțele astea transnistrene, așa cum le cunoaștem, nu-i mai aranjează această anormalitate, ci vor să aducă ordine la hotarul nostru comun, fac așa ca regimul de traversare a frontierei să corespundă cu acele corturi bilaterale care avem în domeniu. Dar înțelegând situația unui conflict nesoluționat, înțelegând că oamenii nici de cum nu trebuie făcut ostatice acestui conflict nesoluționat, trebuie identificat o soluție. Și Ucraina s-a asigurat foarte bine că nu impune măsuri restrictive până nu există un mecanism eficient de legalizare a mașinilor în Transnistria, până Chișinău nu confirmă, da, a trecut suficient timp, toți cei care au vrut, au avut nevoie să-și legalizeze mașinile, au făcut-o sau au avut posibilitatea să o facă, dacă nu au făcut-o, e alegerea lor, cum a zis doamna Lesnic, e opțional până la urmă. Să convenim când va fi această dată, când reinstalăm ordine la frontier, ce, asta s-a și întâmplat. Chișinău, ce a avut de câștigat Chișinău, pentru că s-au auzit, în special atunci în 2018, dar chiar și acum, în luna septembrie 21, auzim critici că mecanismul nu e bun, că nu e eficient, că nu e plăcutele neutre, ce să fie așa. Cel mai important, ce cere scapul oamenilor, ce a avut de câștigat, ce are în continuare de câștigat Chișinău. Legalizare. Nu o să mă convingă nimeni că ilegalitatea este mai bună decât legalitatea. Nu o să mă convingă nimeni că situația în care mașinile astea cu numere așa transnistrene, fără o matriculare legală recunoscută de oricine, circulând în afara hotarilor Republicii Moldova și fiind admiși în trafic internațional, fiind lăsați de ai noștri polițiști de frontieră să treacă frontiera, acceptându-se certificatul de matriculare emis de autorități neconstituționale, cu tot pachetul de documente. Și asta este mai bine decât situația pe care o avem acum creată de acest mecanism, când mașinile au un document legal, un certificat de matriculare emis de autorități constituționale Republicii Moldova, de Agenție Servicii Publice. Că omul care se află la volanul mașinii nu mai prezintă și nu se legitimează cu un permis de conducere emis acolo la Tiraspol. Nu, are un permis legal. Nu are cum ilegalitatea să fie mai bună decât legalitatea. Iar și siguranța traficului rutier. Acum că mașini de astea sunt tot mai multe și în Chișinău mai des deja eu văd mașini cu numere plăcuțe de model neutru decât cu cele transnistrene, deci pot fi identificate de camere de supraveghere a traficului, pot fi trași pe dreapta mai eficient de agenții de circulație, inclusiv când deja sunt în drum de la Chișinău înapoi la Tiraspol. Doar beneficii, dar cel mai important iarăși, ăsta riscapă multor. E un element foarte important și un pas foarte important spre soluționarea definitivă a conflictului transnistrean, de integrarea țării noastre. Deci pe acest subiect, unul îngust specific, dar foarte important, Republica Moldova și-a reconfirmat suveranitatea pe malul stâng. Și noi avem reprezentanții autorităților constituționale care lucrează zi de zi la Tiraspol și la Râmnița, legalizează mașini, le iau la evidență statul, acum, deja de 3 ani, al 4-lea an, duce evidența mașinilor din stânga Nistru. Asta e foarte important. Care, nu știu de ce scapă oamenilor care preferă să vadă plăcuțe albe cu fundal alb fără tricolor. Asta e o fațadă. Asta a fost prețul compromisului politic, dacă vreți. Dacă asta e prețul, fie. Trebuie să vedem foarte bine ce am avut de câștigat și ce avem de câștigat în continuare. Și această stare de normalitate, de legalitate care treptat a început să fie impusă începând cu 1 septembrie 2018, ea va continua
Și pasul care s-a făcut în 1 septembrie, când în sfârșit Chivul și Chișinău coordonat în comun, pentru că a fost o decizie comună, a fost o decizie pe care am negociat-o și prin acțiuni comune, pentru că iarăși o altă percepție greșită, Chivul a impus restricții. Nu, nu e restricții, de restricții e vorba de aplicare exactă și corectă a legii în comun de către Chișinău și Tiraspol, pentru că același lucru pe care îl fac responsabilii de la serviciul grănicer al Ucrainei, îl fac, sau ce nu vreau să cred, că îl fac și polițiștii noștri de frontieră. Și iarăși, pe un moment foarte important în consolidarea controlului, hotarul nostru comun pe țările noastre. Deci este și o componentă foarte importantă în agendii noastre bilaterale. Că știm că este foarte complicată, că să noi vorbim acum de toate subiectele astea, rămânând aici. Și aș mai avea de spus aici despre rolul, poziția și sprijinul partenerilor noștri, dar cred că acum deja m-am epuizat cele 10 minute și sper că am posibilitatea să vorbesc mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu tare mult. Eu voi oferea acum cuvântul domnului Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex, poate organizația care monitorizează cel mai activ procesele din regiunea transnistreană, și l-aș ruga pe domnul Manole să vină cu o perspectivă din tabăra opusă, dacă doriți, din partea societății civile. Cum ați văzut dumneavoastră ultimele evoluții, cum ați perceput ultimele evoluții pe marginea acestui dosar și care, cum ați califica mersul negocierilor, eventual modul în care au acționat autoritățile Republicii Moldova, care au fost realizările obținute și poate care au fost omisiunile din partea autorităților noastre în această perioadă. Microfonul, vă rog. Da, acum se aude? Da. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la acest eveniment. Despre aceste plăcuțe de înmatriculare, cred că se vorbește prea puțin și constatările care le-am auzit acum de la colegii noștri care au vorbit anterior, atât domnul Flinche cât și doamna Cristina, despre percepția în societate, cred că este o consecință a faptului că nu vorbim în public, nu discutăm subiectele respective la nivelul cuvenit, pentru că nici măcar oamenii implicați nu cunosc toate detaliile sau nu cunosc toate dedesubturile care stau sau au fost la baza acestor evenimente. Eu, dacă îmi permiteți, m-aș întoarce puțin în istorie pentru a aminti, de fapt, ce s-a întâmplat și ce se mai întâmplă cu anumite persoane în ceea ce privește libera circulație, pentru că numerele de înmatriculare ale automobililor, de fapt, nu reprezintă nimic decât un element al libertății de circulație sau libertății de mișcare. Și noi, ca Organizație de Drepturile Omului, am înregistrat în perioada 2006, undeva așa, din 2006 până prin 2020, numeroase cazuri în care cetățenii noștri, locuitorii din stânga Nistrului, au avut foarte mult de suferit pentru că nu aveau aceste plăcuțe de matriculare eliberate de către administrația de la Tiraspol. Există și imagini video, eu le am undeva în arhiva noastră, prin care camioane întregi erau trimise la uzina metalurgică de la Râmnița. Camioanele respective erau pline cu plăcuțe de matriculare ale autorităților constituționale, extrase de către miliția locală de la locuitorii regiunii, în perioada, în jurul anilor, mijlocul anilor 90. Deci atunci când Tiraspol a decis să-și introducă propriile plăcuțe, Chișinăul a asistat pasiv, a lăsat în voia sorții locuitorii din stânga Nistrului, cetățenii noștri, care de fapt refuzau să accepte acele plăcuțe de matriculare ale Tiraspolului.
Pas cu pas, acestea au fost extrase, după cum spuneam eu, și cetățenii au fost obligați, forțați să accepte plăcuțele de la Tiraspol. Ulterior, aceștia s-au confruntat cu problema de a nu putea părăsi Republica Moldova în cazul în care vor păstra acele plăcuțe eliberate de către Tiraspol. Dar lucrurile au stat mai bine sau mai puțin, sau mai bine pentru unii locuitori. Aici aș putea să fac o diferențiere sau să împart aceste categorii de persoane în trei. Prima ar fi cetățenii din dreapta Nistrului, deci cetățenii Republicii Moldova care mergeau în stânga Nistrului, pentru că acceptat până la urmă circulația automobililor cu înmatriculare la Tiraspol. Tiraspolul la fel a acceptat circulația celor de la Chișinău în regiunea controlată de către ei. Și probleme mari nu erau la acest capitol. În schimb, locuitorii din zona de securitate, locuitorii din regiune care au refuzat să accepte, indiferent de presiunile la care erau supuși, matricularea la Tiraspol, au avut foarte mult de suferit. Și aici avem deja câteva dosare la Curtea Europeană care chiar au fost câștigate de către victimele acestor abuzuri, prin care oamenii au fost declarați victimele abuzurilor din stânga Nistrului, însă situația lor nu s-a schimbat. Ei până astăzi sunt obligați să achite anumite taxe periodice de import temporar, cum îl numesc cei de la Tiraspol, în cazul în care nu dorești să-ți matriculezi automobilul la Tiraspol, deși locuiești în acel teritoriu. Și o altă categorie era cetățenii străini care vizitează sau care tranzitează această regiune. Iarăși aici au fost înregistrate anumite incidente, anumite cazuri, dar ele au fost destul de puține. Deci, dacă concluzionăm, de fapt, în urma acestor circumstanțe și situații, a avut de pierdut sau de suferit în mare parte populația de rând, cetățenii din stânga Nistrului, care inițial au fost abuzați prin faptul forțării lor de a accepta numerele de matriculare ale Tiraspolului, iar ulterior cei care au refuzat și mai ales cei care locuiau prin Corjova sau prin Varnița erau victime ale abuzurilor, fiind nevoiți să plătească temporar sau periodic sume destul de impunătoare pentru bugetul familiilor lor. Aceste cazuri, după cum vă spuneam, au fost câștigate la Curtea Europeană, dar victimele nu și-au recapătat și nu și-au obținut compensațiile respective. Cred că nu ar trebui să uităm și de aceste categorii de persoane atunci când vorbim despre numerul de matriculare, libera circulație și dialogul dintre Tiraspol și Chișinău. Pe de altă parte, spuneam că victimele au devenit locuitorii din regiune, sau cei din, în special cei din zona de securitate. În schimb, foarte bine cunoaștem faptul că agenții economici din regiune sau companiile ale aceluiași renumit holding șerif nu au avut absolut niciun impediment sau nicio problemă să-și înmatriculeze la autoritățile constituționale camioanele și automobilele lor care trebuiau să circule în afara Republicii Moldova sau în special în Europa de Vest. Deci vedem o duplicitate în ceea ce privește, sau duble standarde ale Tiraspolului în ceea ce privește această problemă. Într-un final, faptul că am reușit, nu știu cui se datorează acest merit, fie că partenerilor internaționali, fie că autorităților de la Chișinău, dar faptul că s-a reușit, așa cum ați menționat și dumneavoastră mai sus, să ajungem la acel compromis, este un lucru bun, pentru că cel puțin, la momentul de față, oferă posibilitatea celor care nu doresc să aibă numere de matriculare de la Tiraspol, oferă această posibilitate să-și înmatriculeze legal, constituțional, aceste automobile și proprietatea lor. Așa, ce aș mai dori eu să mai adaug aici? Pe lângă faptul că există o problemă care nu a fost rezolvată și vă spunem la mă refer la cazurile respective, victimele până astăzi locuiesc în stânga Nistrului și până astăzi nu și-au recapătat compensațiile, comportamentul autorităților rămâne unul destul de modest, rămâne unul destul de slab. Mă refer aici și la întrebarea dumneavoastră, care probabil vă referiți la ultimele evoluții în această problemă,
atunci când Kievul a refuzat să prelungească termenul, în timp ce Chișinăul a evitat să vorbească deschis public, curajos despre această problemă și a solicitat, de fapt, prelungirea acelui termen. Este rezultatul întregului proces de negocieri, care este unul foarte modest, după cum spuneam, da? Deci este unul foarte slab pentru Republica Moldova. Cunoaștem că în societate de foarte multe ori toată lumea spune că Republica Moldova, Chișinăul, a cedat permanent, a cedat tot ce s-a putut ceda și practic n-a obținut nimic, nici pentru cetățenii săi, nici pentru victimele abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului, dar nici pentru statul Republica Moldova. Cred că aici este o problemă foarte serioasă. Înțelegem toate obstacolele care sunt în calea autorităților noastre, dar cred că este timpul să avem autorități competente, să avem curaj în rândurile autorităților noastre și să fie mai eficiente pe plan diplomatic și politic, pentru că, practic, toate, să spunem, toate argumentele sunt de partea acestor instituții și acestui stat, Republica Moldova. Aici, principala problemă pe care o văd eu este lipsa transparenței. Lipsa transparenței în acest proces al negocierilor sau, așa zisilor, discuții cu Tiraspolul. Eu văd următoarea problemă. În general, dialogul dintre Chișinău și Tiraspol este un proces și rămâne unul destul de haotic, ineficient și chiar lipsit, după cum spuneam, de orice transparență. Opinia publică, societatea, nu este deloc informată despre subiectele și problemele discutate sau a celor care se vor a fi incluse pe agenda discuțiilor. De asemenea, trebuie să spun și faptul că nu există consultări publice sau eforturi ale autorităților constituționale în a identifica problemele actuale și a celor care pot fi amânate. Nu cunoaștem nici modul în care sunt prioritizate sau alese subiectele și problemele incluse în agenda discuțiilor. Unde s-a mai văzut că nici nu avem o bază de date sau nu există niște resurse unde s-ar stoca informații, precum unde am putea, de exemplu, găsi și accesa informații privind subiectele discutate în trecut, argumentele aduse de către părți sau deciziile care s-au luat în acele ședințe. Deci este necesară o monitorizare acestui proces. Fără aceasta, impresia societății și a opiniei publice este una foarte negativă, lipsită de orice perspectivă și chiar nu are nicio încredere. Deci cetățenii, dacă mergem să-i întrebăm, încrederea lor în acest proces de negocieri, dacă ceva cunosc oamenii, nu au nicio încredere. Dar de regulă nu cunosc absolut nimic. Deci cred că aici trebuie să lucrăm în următoarea perioadă. Este necesară această deschidere din partea autorităților, pentru că fără o discuție în care autoritățile să consulte opinia publică atât din dreapta cât și din stânga Nistrului, și există numeroase grupuri din stânga Nistrului, am văzut chiar și în comentariul anunțului pe care l-au făcut organizatorii la acest eveniment, un locuitor din stânga Nistrului a vorbit despre acest lucru. Deci cred că trebuie și este timpul în sfârșit să-i ascultăm și pe ei, să-i includem și pe ei în acest dialog, pentru că au ce spune și vom avea cu toții de câștigat dacă vor fi auzite și vocile lor. Eu mă opresc aici și voi fi bucuros să ne implicăm în discuții mai punctuale. Dacă îmi permiteți o mică intervenție de un minut aici. Da, vă rog, dar foarte pe scurt, domnul Flencher, pentru că vreau să dedicăm destul timp și pentru sesiunea întrebări-răspunsuri. Da, mulțumesc. Foarte repede. Eu vreau să vin în sprijinul ideii și a ceea ce a spus domnul Manole, o problemă mai globală și foarte importantă. Autoritățile și politicul din Republica Moldova trebuie să acorde mult mai multă atenție, nu doar subiectului transnistrian propriu-zis, nu doar negocierilor propriu-zis, dar și comunicării cu proprii oameni, comunicării cu proprii cetățeni, cu proprii alegători, dacă vreți, pentru că vorbim de politic, de partide politice, lideri politici, politicieni, explicându-le problema, explicându-le de ce asta este o problemă, de ce este mai mult decât o anormalitate pe hartă, faptul că
țara nu-și controlează o bucată de teritoriu. Explicându-le de ce investim atâtea eforturi, de ce investim atâtea resurse și trebuie să investim mult mai mult. Și doar atunci, și doar așa, va fi și sprijinul oamenilor. Și problema transnistreană cu toate problemele omului de rând, fie că de pe stâng, fie că de pe drept, își va găsi loc și în programe electorale, și în oferte electorale, și va fi și cererea din partea alegătorilor, din partea publicului pentru acțiuni mult mai hotărâte și mult mai consistente și coerente din partea Chișinăului. Mulțumesc! Un minut, cum am promis. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Cu siguranță, problema transparenței și comunicării cred că este una stringentă la ora actuală și noi am tot observat, în special în ultimele săptămâni, cât de necesar este ca publicul să fie informat la subiect și cât mai rapid, poate într-o perioadă cât mai scurtă de timp, ca să nu se creeze confuzii pe marginea discuțiilor și negocierilor care au loc la acel moment. Eu o să mă opresc aici și o să o rog ca în următoarea sesiune, în sesiunea a doua, Irina să preia ștafeta. Înainte de asta vreau să reamintesc celor care ne urmăresc că ne puteți transmite întrebările dumneavoastră atât pe pagina IPRE cât și pe prives.eu, în chatul prives.eu, iar noi, în măsura în care ele sunt întrebări relevante pentru acest subiect, le vom prelua. Irina, te rog. Da, bună ziua! Salut pe toți cei care au dat curs invitației de a discuta despre acest subiect foarte important și l-am ascultat foarte bine pe domnul Flenche, care spunea că au fost foarte multe întrebări și multe voci care spuneau că ba este bine, ba nu este bine, de ce arată așa cum arată aceste plăcuțe neutre. Și aș vrea să începem această sesiune cu să vorbim despre această decizie protocolară în sine și cumva chiar la început, în 2018, când s-a aflat despre această decizie, se întrebau de ce a trebuit ca Chișinăul să armonizeze cumva legislația națională la această decizie protocolară și nu invers, ca pretinsele autorități de la Tiraspol să se armonizeze la legislația existentă, la legislația Republicii Moldova. Cred că atât doamna Lesnic cât și domnul Flenchea pot să ne spună mai multe despre cum s-a negociat, de fapt, această decizie. Dacă îmi permite să-mi răspund eu la această întrebare, de fapt, noi n-am armonizat nimic. Și asta este și confuzia probabil care apare în spațiul public. Deci atunci când este identificată o soluție, chiar și orice decizie protocolară care este semnată, ea de fapt este o decizie politică, nu este o decizie juridică și trebuie să delimităm foarte clar documentele care sunt cu caracter mai politic decât cele care sunt acte juridice în sine. Exact aceeași confuzie care se face deseori atunci când noi vorbim despre deciziile care sunt aprobate la nivel CEDO, care provin din zone sau din teritorii cu conflicte nesoluționate. Și atunci când cineva încearcă să spună că, știți, deciziile din formatul 5+2 ar putea fi luate la baza examinării anumite specii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și ne-am fost foarte tranșanți și am spus exact că haideți să facem o delimitare foarte clară, că noi nu creăm un al treilea spațiu juridic în Republica Moldova. Noi avem legislația Republicii Moldova, noi avem deciziile CEDU, care reprezintă o sursă și pentru aplicarea la direct și nu facem confuzii cu deciziile politice. De fapt, noi nu am armonizat absolut nimic. Deci noi acele decizii, de fapt, care le-am luat, mecanismele, deci în paralel am și stabilit pentru noi că ele vor fi reflectate pentru a putea oferi această comunitate și aspect juridic pe malul stâng al Nistrului. Deci noi nu am armonizat absolut nimic. Deci lucrul să fie foarte clar și foarte tranșant, o spun astăzi aici,
ca să vă dau încă o siguranță, deci acest mecanism este prevăzut doar pentru 2 ani de zile, pentru că acesta a fost soluția la care n-am avut să ajungem. Cu toate mașinile de regiunea Transnistreană care au fost aduse pe teritoriul Republicii Moldova până în data de 24 aprilie 2018, să fie, de fapt, acele autovehicule care vor nimeri sub acest mecanism. În momentul în care noi trecem peste această dată, noi am preconizat, din fapt, că acest mecanism practic și-a atins scopul în sine. De aceea, să fim foarte clar, noi nimic nu am armonizat sub aspectul legislației sau așa numite legislații din regiunea Transnistreană. Eu aici nu am multe de adăugat, doar foarte simplu spus, nu a fost creată o realitate juridică nouă care trebuie să fie armonizată. A fost creat un mecanism nou de revenire la o legalitate normală moldovenească. Și evident că acest mecanism și aceste procedee trebuie să transpuse în acte normative la acte departamentale până la hotărâri. E vorba de procedură, nu de armonizare. Da, mulțumesc pentru întrebare. Pur și simplu, dacă spuneți că nu s-a armonizat, probabil s-a făcut această confuzie pentru că s-a creat o nouă identitate. Cumva pe teritoriul Republicii Moldova sunt legale, putem să le spunem așa, atât numerele naționale, atât numerele neutre, cât și numerele transnistrene, cumva. Și de aceea probabil și s-a creat că sunt deja... Pardon, trei... intervenție, plăcutele, pardon. Alo. Pardon, sunt nevoit să reacționez imediat, pentru că plăcuțele de model neutru, de format neutru, sunt și ele de model național. Sunt de model național prevăzute în legislația Republicii Moldova, fapt despre care au fost informate toate statele semnatare ale Convenției de la Viena privind transportul rutier internațional. Deci, nu, iarăși, o mare confuzie, doar un cuvânt, dar diferența esențială. Nu avem documente naționale și altele neutre. Nu sunt documente neutre. Plăcuțele de matriculare tot sunt un document. Sunt de format neutru, dar tot sunt documente de model național. Subscriu la acest comentariu care, într-adevăr, din punct de vedere juridic, el este foarte important pentru noi. Da, domnul Popov a vrut să intervină aici. Bună ziua! Sunt Andrei Popov, șeful Direcției Cooperării Multilaterale Ministerul de Externe. Desigur, birouri integrării și viceprimițul pentru reintegrare sunt actorii principali care gestionează și coordonează întreg procesul de negocieri și implementare a înțelegerilor asupra acestui protocol. Avem de față doi poști negociatori, doi poști viceprim-ministri. Înțeleg că chiar astăzi are loc ședința comisiei de grupul de lucru pe transport, unde se discută între Chișinău și Tiraspol acest aspect. Dar vreau să mă alătur integral apelului domnului Ion Manole către dialog și o mai bună stabilire a faptelor, fiindcă deciziile și judecățile trebuie să le enunțăm, să le emitem în baza unei cunoașteri exacte a faptelor. Și primul fapt este că până ca acest protocol să fie semnat în 2018, noi avem o realitate. Existau două tipuri de numere care circulau în Moldova și în afară. Ei, numere naționale pe care le cunoaștem MD, cu sistemul Republicii Moldova, și numere transnistrene, care din anul 94 sau chiar 95 circulau pe teritoriul Republicii Moldova și la un moment dat erau și admise și în spațiul european și în Ucraina. Dacă nu mă înșel, din anul 2007, odată ce România a devenit membra a Uniunii Europene, aceste mașini cu numele transnistrene nu au mai fost admise în Uniunea Europeană. Dar în Ucraina au fost admise până... Nu. Niciodată n-au putut mașinile cu așa numită matriculare transnistreană să traverseze hotarele Republicii Moldova până în decembrie 2010. Și în România niciodată nu a fost acceptată. Pardon pentru scurta remarcă. Exact, dar realitatea era că erau semnalate în anii până la aderarea Uniunii Europene și excepții. Dar până la intrarea în vigoare a protocolului din 2018, noi avem o realitate. Că mașini cu numere transnistrene
circulau și intrau în Ucraina. Și atunci Republica Moldova a fost pusă în fața unei, unei dileme. Deci era opțiune ca noi să începem, să încetăm la Ucraina să implementeze din 2017 interdicție de intrare. Sau cumva să creăm un mecanism intermediar. Și acest protocol vine să, să găsească acest compromis. Eu susțin ceea ce au spus foștii negociatori, domnul Plente și doamna Lesne, că acest protocol a venit să legalizeze situația. Da? Și prin el s-a făcut ceva ceea ce nu s-a întâmplat în 30 de ani ai conflictului. Republica Moldova, autoritățile naționale a Republicii Moldova, pentru prima dată și-au recăpătat drepturi suverane, căci protocolul prevede activitatea două puncte de înregistrare la în Râmniță și în Tiraspol. Și dacă formulele negociate până în 2017 prevedeau altceva, ele prevedeau subiectul respectiv este pe agenda negocierilor și partenerii noștri vin cu soluții, începând cu 2007. Eu am în fața mea, uitați-vă, este în limba rusă, este raportul propunerii misiunii IUBAN cu privire la așa zise numele transistene. Anul 2007. În anul 2012 a fost un non-paper din partea OSCE-ului. Eu l-am aici. În anul 2002. Și în anul 2015 și 2016 alte propuneri a IUBAN-ului. Toate aceste propuneri din 2007 până în 2016 de fapt prevedeau ca Republica Moldova să primească acces la bază de date transnistreană și oricum se în baza accesului la bază de date, dar nu în baza accesului la documente primare, să confirme valabilitatea acestor plăcuți ținute. Ceea ce s-a obținut prin protocolul din 2008 este cu trei pași înainte. Republica Moldova este coparticipant. Fără autoritățile Republicii Moldova, aceste plăcuți ținute nu pot fi eliberate. Și mai mult decât acțiunea se produce pe teritoriul necontrolat de facto de autorități naționale, dar totuși reprezentanții agenției de servicii publice stau la Tiraspol și la Râmniță și emit aceste, împreună cu colegii din Tiraspol, conform prevederilor protocolului, emit aceste plăcuțe neutre și Moldova nu are doar acces la baza de date, ea are acces la documentele primare. Văd mașina, fac asta pe teritoriul în Tiraspol și în Râmniță și fără Chișinău nu se poate face întâmplări. Cu siguranță, dacă comparăm acest lucru cu realitatea care a fost până în 2018, vedem un pas înainte. Sigur, nu este un document perfect, s-a mai spus. Sunt lacune. Dar aceasta este realitatea că este categoric mai bine decât a fost situația până în 2018. Și încă o clarificare. Au trecut trei ani de zile de când aceste puncte de eliberare a plăcuțelor neutre au devenit funcționale. Trei ani de zile. Aproape peste, nu știu, 1000 de zile, 1000 și ceva de zile. Dacă vom deduce zilele de weekend, sărbătorile, vom vedea că în acești trei ani de zile mai puțin de 6000 de plăcuțe neutre au fost eliberate. Deci, în fond, în medic, 7, probabil 8 plăcuțe neutre pe zi. Cu toate că capacitatea stabilită, real, acestor două puncte, la Tiraspol este de 50 de plăcuțe pe zi, iar la Râmniță este de 25 de plăcuțe neutre pe zi, procesate. Da? 75 pe zi, dacă se lucrează, onest la capacitate maximă. Eu cred că în spațiu public, unul din pilonii comunicării noastre și autorităților publice și a Chișinăului și a expertului trebuie să fie răspunsul la întrebare. De ce în acești trei ani de zile au fost procesate mai puțin de 6.000 de solicitări? În condițiile în care, de fapt, procesul de înregistrare este unul foarte rigid, controlat de Tiraspol și privește doar înregistrarea telefonică. Și se pare că, de fapt, lucru bine cunoscut și documentat, că se creează niște impedimente, rețineri artificiale. Și cred că trebuie să fie un focus aparte
a negociatorilor și a discuțiilor noastre și în spațiu public și în, cu partenerii noștri externi. Da, mulțumim, domnul Popov, da. Aici, dacă să revenim la situația actuală, când ați spus că documentul mai are unele, nu știu, îmbunătățiri, acum când s-a cerut, deja decizia este în vigoare, Chișinăul a solicitat cumva anularea ei pe motiv că nu toate categoriile de conducători se încadrează sub această decizie. Și aici ar vrea să o întreb pe doamna Lesnic, atunci când s-a decis sau când s-a semnat această decizie, care a fost motivul pentru care unele persoane sau agenții economici care transportă călători nu au căzut sub incidența acestei decizii? A fost careva probleme sau care a fost, nu știu de ce nu au fost aceste persoane și ele incluse în acest mecanism? Eu vreau doar să fac o scurt completare a ceea ce a spus domnul Popov. Deci, pe lângă cele zile care au fost numerate referitor la capacitatea punctelor de înregistrare, vreau să menționez că totuși noi am avut un an de, și continuăm să avem pandemie. Deci, pe o anumită perioadă, două luni de zile, deci aceste centre au fost, haideți să spun, suspendate pentru o anumită perioadă, pentru a evita, deci, atunci valul de pandemie. Și, într-adevăr, noi am avut întâi regimul real, în care persoanele trebuia să vină să înregistreze la aceste două puncte acolo. Deci ne dăm seama atunci când este testat un mecanism, deci încerci să stabilești anumite abilități, deci nu a fost atât de simplu, pentru că a fost un mecanism nou. Acum, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, Irina, vreau să vă zic că noi în document am prevăzut în felul următor. Că începem cu această categorie, mai repet încă o dată, mecanismul este prevăzut că este indicat în acest mecanism, că poate fi extins și pentru alte categorii, doar că pentru alte categorii trebuiau să fie stabilite și alte proceduri. Să nu uităm că în document, în titlul acestui document se referă la cei care nu desfășoară activitate comercială. Pentru cei care desfășoară activitate comercială, vreau să vă zic cu dumneavoastră că noi nu vorbim de microbuze sau autobuze foarte multe. Cred că sunt în jurul la 300, dacă vorbim, și este o altă situație, pentru că toți agenții economici care desfășoară activitate în regiunea transnistreană mai au și anumite condiții care sunt legate de o hotărâre de guvern, care din anul 2005, și stabilește foarte clar domeniile de activitate acestor agenții economici. Dacă noi vorbim despre câmpul legal al Republicii Moldova, este vorba de trei domenii, export-import, vorbim despre telecomunicații și vorbim despre transport. Lucrurile respective nu puteau fi imediat puse și alte proceduri. Noi am început un mecanism care am vrut să-l vedem cum el funcționează. Dar însăși în documentul, în decizia protocolară, este indicat că atât actorii, deci Chișinău și Tiraspol, pot conveni asupra extinderea acestui mecanism. Deci lucru care clar era identificat, doar că, într-adevăr, zic, documentul este unul foarte voluminos și atunci când mergi peste el, cei care au fost la etapa de elaborare, proceduri de negociere, știu care a fost esența și elementele poate mai sensibile în acest document. Lucru care v-am zis exact ca și cu armonizarea sau aproximarea, nu, cred că nu e corect armonizarea, adică aproximarea taxelor vamale în acest document. Da, și în continuare acestei întrebări vreau să-l întreb pe domnul Popov dacă deja se pregătește extinderea acestei decizii și poate urmează semnarea unui protocol nou. Eu, ca reprezentant al Ministerului Externe, cu siguranță nu sunt mandatat și Ministerul nu participă în negocierile actuale pe care chiar Biroul Integrării le are la acest subiect, dar vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte importante. De când a intrat în vigoare decizia suverană a Ucrainei de a nu permite accesul pe teritoriul său a mașinilor cu numere nelegalizate, deci neutre sau moldovenești, decât acesta, din 1 septembrie. Cererea la aceste două puncte din Tiraspol și Râmnița s-a triplat. Este un lucru foarte important. Până 1 septembrie, mulți locuitori, posesori de autoturisme privați, poate nu luau în serios, poate ziceau că, domne, s-a amânat de atâtea ori și se va amâna. Iată că din 1 septembrie am discutat cu colegii de la SP, s-a triplat numărul solicitărilor și înregistrărilor. Deci odată ce s-a văzut
că decizia este, nu mai este amânabilă, acest lucru a condus imediat la sporirea solicitărilor. Doi, chiar și vă dau o cifră, raportul emisiunii OCE. Dacă în luna mai acestui an au fost 191 de plăcuți neutre emisii, iar în luna iunie 58, dar în luna iunie a fost special, au fost niște sincope în activitate, dar ne facem trimitere la luna mai, 191. În luna iulie, numărul a crescut la 239, iar în august la 371. Da? Deci, pe măsură ce se apropia termenul limit, oamenii au început să înțeleagă că el va intra în vigoare. Doi, s-a Tirascul, pe parcursul acestor luni, a discutat, a vorbit despre o riscul unei crize umanitare. Că vor fi blocate transporturile, cetățenii. Dom'le, realitatea este următoare. În ultimele două luni, de la intrarea în vigoare acestei legi, pe teritoriul Ucrainei au fost admise 1300 de autoturisme cu plăcuțe neutre. 1300, ca în două săptămâni, da? Iar nu au fost admise 90. Deci doar 90 de autoturisme cu numere transnistrene în aceste două săptămâni au încercat să intre în Ucraina și au fost refuzate. Nu este o cifră de zeci de mii, de mii. Da? Și eu cred că în ceea ce privește transportul de pasageri și transportul mașinilor de cargo, noi avem o tendință în ultimii ani ca foarte multe din aceste categorii au trecut la numere moldovenești. Și trebuie să vedem în ce măsură putem crea niște nou mecanism sau un mecanism ar putea prevedea și facilitarea ca ei să primească în continuare numere moldovenești. Din personal, opinie personală, de altfel, subliniez acest lucru, mi se pare nedrept că în acești ani de zile sute și sute de transportatori au obținut plăcuțe moldovenești, conformându-se cu rigorile și licențe, și acum ei să le scrieze o portiță să renunță și să primească plăcuțe neutre. Și un lucru despre care nu s-a vorbit. Chiar dacă în ultimii trei ani de zile au fost, chiar și în condițiile pandemice, au fost eliberate circa 6.000 de plăcuțe neutre, dar numărul de permise de conducere moldovenești, deja noi ne apropiem de cifra de 40.000 pentru locuitorii din transnistreni. Și un lucru foarte important. Permisele de conducere, certifică apartenență cetățeanul la stat. În cazul ăsta, la statul Republica Moldova. Da, mulțumesc pentru precizare. Irina, eu trebuie să fac o clarificare foarte importantă, pentru că o percepție total greșită văd în rândul observatorilor și comentatorilor. Deci se încearcă, în particular de la Tirascu, să fie acreditată o idee care cumva aici e preluată, că uite, mecanismul ăsta din 2018, el nu e bun, care o funcționalitate redusă, care lacune are gafe, asta nu lucrează, categoriile astea de oameni nu sunt acoperite, categoriile astea de transport nu sunt acoperite, greșit. Deci mecanismul are forma pe care o are și are în calitate de beneficiari, anume cele categorii cetățeni pe care le are, acele categorii de transport pe care le are, într-un motiv anume. Nu de ce negociatorii atunci nu s-au gândit că au făcut o scapare, au făcut-o din reavuință, transporturi. Într-adevăr, autobuze, microbuze, tiruri, nu se pot înmatricula acolo. Exact așa cum nu se înmatriculează ele aici pe malul drept, la aceleași oficii ASP, pe unde se înmatriculează autoturismul. Transportul comercial are cu totul alte reglementări de activitate economică, de înmatriculare, de revizie tehnică, decât transportul privat, autoturism, 3 tone și jumătate. Deci, prin definiție, nu poate să fie acoperit transportul comercial de acest mecanism. Nu am avut intenția. Plus la asta, eu aș vrea să cred că undeva, la nivel de subconștient, cel puțin atunci la Chișinău, era și argumentul că
dacă avem practic toate tirurile din stânga Nistrului în proprietatea șerifului, s-au matriculat cu plăcuții moldovenești, de ce am mai crea, cum a zis domnul Popov, de ce să facem un revers, am crea un mecanism să revină la plăcuții neutre. E nevoie doar de o decizie politică la Tiraspol ca șeriful să nu împiedice micii întreprinzători, micile companii să-și legalizeze transporturile. Oameni, acum să vorbim de categorii de oameni. Da, într-adevăr, să vă zic un lucru. Un pensionar al grupului operativ, al trupelor ruse, venit de undeva din Federația Rusă, acum 25 de ani, ieșit la pensie aici în stânga Nistrului și care nu are altceva decât pașaport rusesc, un așa numit pașaport transnistrian, și nu are nici șederea teritoriul Republicii Moldova legalizată, ba mai mult, nici nu întâlnește criteriile de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova, un așa cetățean, prin definiție, nu poate beneficia de așa un mecanism de legalizare. Mai mult decât atât, chiar eu am fost cel care, la începutul discuțiilor, abia începeau discuțiile între Chișinău și Tiraspol, am atenționat interruptorii de la Tiraspol. Trebuie să înțelegeți foarte bine, dacă încă nu v-au articulat asta foarte exact, colegii de la Chișinău, vă spun eu, uitați, asemenea categorii nu vor beneficia. Și eu zic că da, noi înțelegem asta foarte bine. Deci doar acei care întrunesc criteriile legale, de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova și și-au legalizat șederea, adică fie sunt cetățenii Republicii Moldova cu acte în regulă sau fiind cetățeni străini au permis de ședere. Deci non-subiect. Și al treilea lucru, pentru că tot se vehiculează, că uite, că mecanismul e imperfect, că sunt anumite operațiuni care n-au fost prevăzute, acum oamenii au nimerit în situații dificile, moștenire, mașină moștenită, moștenitorul nu poate matricula, mașină cu procură, uitați-vă, asta tot e o problemă falsă, nu că ar fi total suptă din deget, dar umflată foarte mult de băieții abili de la șmecheri de la Tiraspol. Pentru că cazuri nu sunt așa de multe, dar cei ce cu adevărat... Cei ce cu adevărat... Poftiți? Și ceea ce spune Alexandru și comodatul, actele de comodat, tot erau făcute conform legislației Republicii Moldova. Uitați-vă, ceea ce cu adevărat urmărește Tiraspol atunci când zice că moștenitorul nu-și poate matricula mașina, nu are nimic cu interesul omului și nu are nimic cu automobilul. Ceea ce se vrea e folosind acest mecanism, haideți Chișinău să recunoască actele de stare civilă emisă în transmisie, pentru că asta se vrea, asta e miza adevărată. Pentru că atunci când zic de procură, uite, omul a cumpărat mașină în baza procurii, nu poate matricula. Nu au treabă și nu au grijă omului, cât grijă, poate Chișinău atunci va recunoaște, haideți să-mi pune presiuni cu ajutorul partenerilor internaționali, USC, Chișinău să recunoască documente notariale emise în stânga Nistrului. Nu, problema e mult mai complexă. Haideți să vorbim cum să facem așa ca notarii Republicii Moldova să lucreze acolo în stânga Nistrului, de exemplu. Cum să facem așa ca actele de stare civilă emise de autoritățile constituționale să fie singure care există în toată țara, atunci de la sine dispar problemele invocate de la Tiraspol. Deci e o pistă pe care Tiraspol ne trimite, o pistă absolut greșită, care nu are treabă cu acest mecanism și nu are treabă cu mașini. Vă rog, sunt niște mituri care, din păcate, sunt perpetuate și alimentate în permanență de la Tiraspol. Mulțumesc! Eu vreau să completez acest mesaj, Irina, pentru că cred că tot este important. Atunci când am conceput acest mecanism și lumea zicea, uitați-vă, noi avem proprietarul sau posesorul mijlocului de transport, dar cum facem în cazul în care noi vrem ca sora sau fratele sau nu știu cine să preia această mașină? Deci acolo, în acest mecanism, sunt prevăzute și actele de comodată, adică nu în bază de procură pentru a ieși pe teritoriul Republicii Moldova și lucrul ăsta a fost prevăzut. Deci în momentul în care, și cum a zis Alexandru, deci totul pornește de la statutul legal al persoanei pe teritoriul Republicii Moldova. Deci în momentul în care tu ai un statut confirmat legal, tu poți accede în traficul rutier, astfel încât noi, ca parte la convenția dată, să avem foarte clar reguli scrise pentru toată lumea. Și ce a spus despre Ucraina? Deci, vă dați seama că este situația în care Ucraina, ca și alte state, da,
a lăsat un termen derogat pentru autorități să-și îndeplinească angajamentele, au intrat în această situație și față de cetățenii Republicii Moldova. Deci atunci și am văzut declarațiile care au fost expuse, că deci n-am respectat suverenitatea Republicii Moldova. Deci a fost suficient timp pentru cei care și-au dorit să-și rematriculeze mijloacele de transport, să meargă pe acest mecanism. Doi la mână, repet și reiterez, nu este un mecanism obligatoriu, este un mecanism benevol. Orice persoană poate să vină și să se adreseze la SP, la Chișinău și pentru alte proceduri legate de numerele cu Republica Moldova. Și în acest context, dacă îmi permiteți să subliniez un lucru, cred că foarte important. Da, foarte noi nu am avut probleme legate de mijloacele de transport care desfășoară activitate comercială, pentru că aici în echipă ar fi trebuit să aplice, să participe deja și alte autorități. E vorba despre ANTA, este vorba despre, pentru că înțelegem că oamenii din regiunea Transnistriană și agenții economici beneficiază și de CFTA, deci lucru care de fapt primul venit și primul servit. Deci noi nu am creat probleme pentru agenții economici. Mersi. Da, dar dacă să vorbim despre nu știu, trecerea la o nouă etapă a dosarului plăcuților neutre. Și aici vreau să îl întreb pe domnul Manole. Dacă să vorbim despre faptul că cetățenii din stânga Nistrului să circule doar cu aceste plăcuțe neutre, fără aceste plăcuțe transnistrene. În acest caz, va putea Tiraspolul să invoce că le sunt încălcate drepturile, că Chișinăul blochează cetățenii din stânga Nistrului sau este un punct pe care Chișinăul trebuie să insiste? Vă referiți la numerele de matriculare vechi ale Tiraspolului, da? Da. Nu, dar le exclude din circulație și pe malul drept. De către Chișinău. Da. Da, Tiraspol, mă rog, Chișinău cred că nu va ajunge la o astfel de procedură, pentru că ele au fost recunoscute, sunt recunoscute, circulă de ani buni de zile. Și mai mult ca atât, sunt numeroși cetățeni care locuiesc în dreapta Nistrului și au în posesie automobile înmatriculate în stânga Nistrului. Deci asta ar fi, într-adevăr, un proces foarte dificil, complicat, complex și ar crea foarte multă tensiune la Chișinău sau în zona de securitate. Mă refer la localitățile aflate sub jurisdicția Chișinăului, dar care se află în imediată apropiere de Tiraspol. Deci nu cred că Chișinăul va face acest gest, acest pas. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, într-adevăr, ar avea de nou de suferit oamenii simpli, care nu întotdeauna au posibilitatea să accepte o astfel de schimbare. Și, dar Tiraspolul, evident, va folosi o astfel de situație pentru a da apă la moară propagandilor, pentru a arăta încă o dată că sunt izolați, că sunt presați, că au probleme și tot așa. Dar care ar fi soluția? Cum am putea elimina acest factor care, nu știu, submină integritatea și independența unui stat? Deci noi trebuie să fim consecvenți, mă refer la autoritățile și societatea, nu doar autoritățile, dar și societatea, pentru că de foarte multe ori comportamentul autorităților este cumva dictat de comportamentul societății. Deci, spuneam, trebuie să fim consecvenți. Noi am avut și mai avem încă în stânga Nistrului numeroși oameni care, locuitori ai regiunii transnistrene, cei care locuiesc în teritoriul controlat de Tiraspol, care refuză sau au refuzat cel puțin în trecut să recunoască documentele, cetățenia, actele eliberate de către Tiraspol, dar ei nu au avut absolut nicio susținere. Fiind unul la unul cu acel regim, au plătit foarte multe amenzi, au plătit foarte scump pentru acel curaj sau pentru acea posibilitate și dreptul lor, dacă doriți, de a accepta sau nu accepta, sau a fi de acord sau nu cu anumite acte, proceduri sau situații care se referă la viața lor în acel teritoriu. Pe mine mă deranjează și în acest context aș aminti de faptul că în zona de securitate, în acele localități care unii actori îi numesc acele regiuni sau localități disputate, ele nu sunt disputate, dar este un alt subiect, încă mai avem oameni care nu pot circula liber. Avem oameni care
deși locuiesc acolo, deci au viza de domiciliu, au familiile acolo, au interdicția de a călători sau de a trece prin teritoriul și prin posturile controlate de către regimul de la Tiraspol. Noi avem foarte multe subiecte și nu în zadar anterior am vorbit și am amintit în cuvântul meu de deschidere despre faptul că nu există o comunicare foarte bună. De fapt, nu există niciun fel de comunicare între opinia publică, societate, experți și autorități, de altă parte. Și aici este problema principală, pentru că dacă noi vom discuta, vom vorbi și vom implica, așa cum am spus iarăși anterior, oamenii, locuitorii din stânga Nistrului, în special cei care au avut de suferit și care se confruntă cu anumite probleme, noi pas cu pas, încet cu încet, vom rezolva problemă cu problemă și vom rezolva problema transnistriană în general. Atâta timp cât noi le ignorăm, atâta timp cât noi le acumulăm, nu avem cum să schimbăm ceva. Și lucrurile degradează pentru că ele nu sunt soluționate. Exact, la problema comunicării și am vrut să ne oprim un pic. Nu știu dacă domnul Popov mai este cu noi. Probabil. Da, eu în regim de ascultare ascult. Eu, cum am spus, nu suntem instituția cheie în elaborarea birourilor integrării, dar noi suntem împreună într-o echipă și promovăm decizia luată la nivel național, comunicăm cu partenerii externi, în cazul ăsta cu Ucraina, și ceea ce a spus și au spus antevorbitorii, trebuie să ținem cont și de sensibilitățile partenerului nostru strategic Ucraina, care din anul 2014 este confruntat cu gravă problemă de i-a fost violată integritatea teritorială, anexată Crimea și este un război în partea de est de 7 ani de zile. În anul 2015, administrația nerecunoscută din Donetsk și Lugansk a început să emită tot fel de plăcuțe separate, dar poziția Kievului este foarte tranșantă. De la bun început, spre deosebire de poziția inclusivă a Chișinăului de 94-95, timp că Chișinăul a fost inclusiv și a avut o altă abordare de angajare, de comunicare și a recunoscut din start, și asta este baza formatul 5+2, mandatul misiunii. De ce există două părți în conflict? Și noi știrea asta. Kiev are altă abordare, respectiv niciun autovehicul din regiunile separatiste a Ucrainei, cu numere nerecunoscute, nu i s-a admis intrarea în Ucraina din 2015. În 2017, important, președintele Federației Rusie, printr-un decret punctual, a recunoscut actele de stare civilă, dar și plăcuțele separatiste din Donetsk și Lugansk. Ceea ce creează o problemă pentru Kiev. Și eu, este o supoziție, eu cred că faptul că în anul 2017-2018 Tiraspol a acceptat niște prevederi mai avantajoase pentru Chișinău acestui protocol, eu am, în intervenția mea de anterior am spus că din 2007, când prima dată subiectul a fost evocat, până în 2015, nu se discuta în mod real despre accesul Chișinăului pe teritoriul necontrolat. Nu se discuta ca decizia să fie comună a Chișinăului și Tiraspolului. Se discuta doar că Chișinăul să aibă acces la baze de date. Posibil că simțit că Ucraina este pregătită să introducă măsuri radicale, să înceteze acceptul pe teritoriul sau numerelor transnistrene, Tiraspol a acceptat acele compromisuri din 2018, prin care Chișinău și-a restabilit niște elemente de suveranitate. Dar trebuie să înțelegem și partenerii noștri ucraineni. Da, noi am făcut demersul din varii considerente, arătând încă un gest de grijă pentru situația oamenilor, dorind să nu creăm niște escaladare situației, dorind să nu oferim pretext Tiraspolului, dar Ucraina a decis că a fost timp suficient și că e dreptul e suveran și realitatea este că de la 1 septembrie 2021 nici un autovehicul cu numere Transnistrie nu a mai fost admis în Ucraina și acest lucru nu a condus la cataclisme și blocaje de mii și mii de mașini.
Da, mulțumesc. Aici doar am vrut să, la nivel de comunicare, să mă refer la faptul că atât cu jurnaliști, atât cu societatea civilă, în preajma zilei de 1 septembrie a fost această problemă de comunicare. Înțeleg că nu dumneavoastră, domnul Popov, trebuie să ne răspundeți la ce s-a întâmplat de fapt și de ce Chișinău a fost atât de pasiv în a da anumite răspunsuri. Dar, în general, în procesul de negocieri... Eu l-am văzut pe colegul nostru, viceprim-ministru pentru problemele de grai, la o serie de apariții publice, unde cu argumente a explicat raționamentele poziției foarte desfășurate. Deci eu nu cred că, cel puțin în ultimele săptămâni, Chișinău oficial, negociatorul șef, poate fi suspectat sau acuzat că nu a avut, n-a încercat să explice poziția și raționamente. Eu înțeleg că momentul este sensibil. În prezent au loc chiar astăzi ședința grupului de lucru pe transport. Probabil și acest subiect se discută. Și iată, noi trebuie lucruri să primim în context, să ne antepronunțăm, dar eu cred că ca o remarcă de final, dacă îmi permiteți, în ceea ce mă privește. Eu consider că, inclusiv Alexandru Plenca și doamna Lesnic, vă mulțumesc pentru anumite corectări a poziției. Într-adevăr, de iure, România nu a admis intrarea pe teritoriul său a numelor asistene. De fapt, ele ajungeau acolo prin Odessa, prin alte pară. Dar important că această discuție, cred că toată lumea va fi de acord, discuția de astăzi găzduită de colegii de la IPE, ne ajută pe toți și societatea, și experții, și decidenții, și politicienii, să construiască o bază comună care să se construiască pe niște argumente și fapte, nu pe anumite prejudecăți, interpretări și concluzii în baza unor distorsionări de realitate. Și eu mă bucur că am avut această ocazie să particip, chiar nu ca vorbitor principal, ca ca să fie, într-adevăr, ar fi diferit să nu fie în genere în această discuție nici un reprezentant al instituțiilor de stat, dar eu am făcut această remarcă, paranteză importantă, că nu suntem la externe actor ok în acest proces, noi susținem eforturile de comunicare, de negociere cu partenerii externi, dar actor ok este biroul pentru reintegrare și viceprim-ministru pentru reintegrare. Da, vă mulțumim, domnul Popov, și pentru precizări și pentru participare. Probabil doamna Lesnic și domnul Flenchea pot să ne spun mai mult despre procesul de negocieri și sunt sigură că acest dosar încă se negociază, cum spunea domnul Popov, astăzi are loc o sesiune a grupurilor de lucru. Ce urmează după această decizie a Kievului de a interzice numerele transnistrene? La ce trebuie să ne așteptăm? Doamna Lesnic, vreți să începeți? Pot să încep. Ce pot să vă zic eu? Cel puțin eu ce cred. Eu cred că nimeni cei care astăzi și-am fost în acest fotoliu de vicepremier, nu am încercat niciodată să ne blămăm unul pe altul, pentru că scopul nostru, de fapt, este de a ajuta. Fiecare dintre noi am avut o experiență care, credeți-mă pe mine, că este o muncă foarte grea și dificilă. Deseori, ca să ajungi la o poziție foarte bună, e multă muncă în spate, e multă muncă care de fapt necesită și eforturi intelectuale și o capacitate de negociere foarte bună și multe altele. Eu nu am niciun interes să zic cum va fi ședința de astăzi, pentru că eu sper să oferim întâi platforma de discuții pentru colegi. Dar în cazul în care se va solicita sau se necesită de memoria instituțională pe care am avut-o noi la timpul nostru, care putem să ajutăm, pentru că asta este până la urmă, suntem gata, cel puțin eu de partea mea, să explicăm anumite momente care pot aduce mai multă claritate pentru proces. După astfel de mandat, cred că rămâne și un ochi foarte calibrat la ceea ce se face. Eu cel puțin retrăiesc pentru ceea ce se face pe dosarul respectiv și foarte mult nu mă pot detașa de el, pentru că rămâne un subiect care e pe mult timp. Eu vreau să le urez mult succes colegilor mei de la birou și vicepremierului Vlad Culminski pentru muncă care să ne ajută să reintegrăm această țară și să aducem procesele în câmpul legal, dar cu siguranță că lucrurile care se spun
De fapt, nu vreau să fie aduse, adică să fie înțelese că noi aducem careva critică. Este un lucru, un mecanism care probabil că s-a necesitat să fie explicat mai mult, cu argumente, sau cineva poate și s-a grăbit să spună anumite lucruri. Haideți să vedem că ultima perioadă, ultima săptămână, nu prea am văzut o voce așa mai vocală, critică. Probabil că lucrurile s-au mai limpezit sau s-au explicat mai mult la capitol legat de comunicare. Și cel puțin sper eu în acest sens. Dar noi întotdeauna am pledat pe faptul că clientul nostru a politicilor de reintegrare este cetățeanul Republicii Moldova. Mersi. Eu, la rândul meu, părerea mea e că noi acum suntem într-un moment foarte important și foarte sensibil. Suntem în momentul în care se controlează în funcțiile de deciziile care vor fi luate, sper că se iau deja la Chișinău, în funcție de cum joacă Chișinău în situația asta, suntem într-un moment unde s-au întâlnit prezentul și viitorul, viitoarea dinamică a procesului 5+2, viitoarea dinamică a dialogului direct Chișinău-Tiraspol, dar și dinamica relației bilaterale Chișinău-Kiev. Moment foarte complex și foarte sensibil. Chișinău trebuie să fie foarte atent cum gestionează acest dosar, acest subiect și această problemă, pentru că, repet, sunt deciziile care se iau aceste zile și aceste săptămâni depinde dinamica cel puțin pe aceste trei dimensiuni. Eu încă n-am mai vorbit de oameni. Depinde și soarta oamenilor care trăiesc și în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului. E nevoie de multă precauție, e nevoie de decizii foarte bine chipzuite, pentru că e nevoie de făcut calcule foarte bune și foarte complicate. Ce facem? Nu trebuie să prejudicem nici una din aceste relații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vlenchea, doamna Lesnic. O să rog și pe domnul Ion Manole poate să vină cu un mesaj de final în limita la un minut, ca după asta să încheiem evenimentul, pentru că ne apropiem deja de sfârșit. Vă rog, domnule Manole. Mulțumesc. Cred că principala concluzie pe care o pot trage aici este să încurajez autoritățile statului, autoritățile constituționale și reprezentanții care sunt delegați în aceste instituții să fie transparenți, să comunice, să, atât cu opinia publică, cât și să consulte experții și organizațiile respective, pentru că să nu aibă, și am o recomandare pentru dânșii, să nu aibă niciodată încrederea sau certitudinea că ei cunosc absolut totul și nu au nevoie de informații de la locuitorii din zonă, de la autoritățile publice locale de acolo, de la apărătorii drepturilor omului sau de la jurnaliștii care merg zilnic sau periodic încolo și vorbesc cu oamenii, cunosc pulsul și iau pulsul de la oamenii din teritoriu, pentru că aceste informații sunt foarte valoroase, iar fără aceste analize, fără aceste concluzii, fără aceste recomandări, deciziile lor pot fi greșite, deciziile lor pot fi incorrecte. Și transparența este foarte importantă, revin, insist asupra acestora, pentru că fără transparență nu există credibilitate. Mulțumesc tare mult! Înainte de a încheia evenimentul, aș dori să mulțumesc și Irinei pentru moderarea sesiunii de întrebări și răspunsuri. Cred că această practică, de fapt, de colaborare cu reprezentanții mass media, cel puțin pentru mine, a fost una foarte interesantă. Sper că și pentru urmăritorii noștri să fi produs aceleași reacții și în rândul lor. Mersi tare mult vorbitorilor noștri pentru participarea la această discuție. Eu cred că noi am reușit să acoperim majoritatea întrebărilor pe care le-am setat pentru înainte acestui eveniment. Sper că am adus mai multe claritate pe marginea mai multor aspecte ce țin de acest dosar, pentru că, din păcate, există anumite perioade când în mass media din Republica Moldova se discută foarte mult pe marginea unor dosare ce țin de procesul de reglementare
al conflictului transnistrean și nu există claritate pe mai multe aspecte, se creează anumite confuzii. Eu sper că această situație cu care ne-am confruntat de fapt și la începutul lunii septembrie să nu se mai repete și să avem răspunsuri la întrebările care apar, inclusiv din partea mass media, inclusiv din partea societății pe ansamblu, cât mai curând posibil, și pe această cale eu apreciez de fapt implicarea dumneavoastră în această discuție ca fiind una foarte, foarte importantă pentru reflectarea acestui subiect de către părțile interesate ulterior. Mulțumesc foarte mult și partenerilor noștri, Fundația Hans Seidel, pentru susținerea acordată în organizarea acestui eveniment și cu siguranță noi vom continua să acordăm atenția cuvenită acestui dosar, dar și în general a întregului proces de reglementare a conflictului transnistrean, pentru că noi credem cel puțin aici la IPRE, dar probabil această opinie este împărtășită și de alți colegi, că acest dosar ar trebui să fie pe primele poziții în rândul poate a subiectelor a domeniilor de interes public în Republica Moldova și noi vom munci ca să-l păstrăm cel puțin în topul priorităților la nivel național. Mersi tare mult, vă așteptăm și la alte evenimente organizate către noi și noi vom ne revedem, sper eu, cât de curând cu un alt subiect de actualitate în același format. O zi bună! La revedere!